viceprimari, consilieri, care să aibă afaceri cu statul și cu instituția pe care o reprezintă. Nu mai vreau să văd că postează pe Facebook, vai ce grijulii sunt ei de șantierele și lucrările care se fac în Giurgiu și de fapt se duc să vadă propriile utilaje, cum lucrează. Nu mai vreau să văd primari și viceprimari și consilieri care înainte de a intra în mandat au firme în faliment sau insolvență și pline de datorii și pe urmă urcă firma până la cer. Nu mai vreau. Și nu mai vreau să văd colegi din PNL care nu fac opoziție și spun aici singurul nostru partid cu care trebuie să ne luptăm este PSD-ul și în egală măsură avem lucrări cu PSD-ul. Dacă nu vom curăța clasa politică, să știți că aspectele astea pe care le-ați sesizat la primul punct cu managementul și cu gigacalorie și cu tot ce vreți dumneavoastră și cu costul de vieții de zi cu zi, nu se va îndrepta. Și eu nu vreau să fac un asemenea fel de politică. Cine vrea să facă politică, să renunțe la afaceri cu statul. Bean, mai e domnul Bean aici? Nu știu despre ce. Vorbește din ce în ce mai des că are afaceri cu firmele. Dumnealui au afaceri cu firmele domnului Bădăloc. Deci, nu. Dacă se vorbește și este adevărat, e treaba domnului Beanu, dar eu vă spun că nu împărtășesc așa ceva. Și nu voi sta la masă cu nimeni. N-am avut în viața mea afaceri cu statul. Și nu vreau. Să știți că domnul Diaconescu, cele mai păguboase afaceri pentru stat sunt cele făcute de prin lobby politic. Sunt proaste, sunt scumpe de nu știu câte ori și cetățeanul nu câștigă nimic. Eu am o vârstă, am o atitudine și un punct de vedere în care nu o să trec și nu accept așa ceva. Pregătiți-vă să plecați, pentru că ceea ce a spus dumneavoastră este puțin probabil să se întâmple ca cei pe care i-a numit să renunțe la afacerile cu statul, însă întrebarea mea este ce faceți cu sondajul intern? Se desfășoară sau... Sondajul... I-ați intoxicat cu acest sondaj? Da, domnul Spoială, de ce vă mirați? Doamna Rotaru. Nu se vede nimic pe teren. Doamna Rotaru, vă spun și cu sondajul intern. E în desfășurare, a început joia trecută, se va termina conform graficului și contractului joia viitoare, vineri. Vinerea viitoare, în general, vom ști care este rezultatul acestui sondaj. Nu o să-l putem, pentru că firma are nevoie de câteva zile de procesare și dacă îl termine joi, nu o să ne dea vineri ca să vi-l prezentăm. Vreau să vă spun însă un lucru. Mi-au spus multe persoane că nu i-au simțit pe operatorii în teren. Recomandarea a fost către operatorii din teren discreție maximă. Nu. Discreție. Nu. Să știți că acolo unde tinerii respectivi care lucrează electronic pe tabletă intervievează o persoană care prin răspunsuri demonstrează că aparține unei formațiuni politice sau alta, anulează chestionarul. La asta mă referem. Și dacă de asta nu vi se pare un mod de discreție, mai râdeți odată. Pe ce șantion se efectuează? 800 de persoane. Domnul Ștefan, eu vă propun să nu mai faceți publice rezultate. Aveți dreptul ăsta, PSD-ul așa a zis. Nu, le vom face publice pentru că noi avem doi candidați care s-au înscris public și e corect să... E părerea fiecăruia cu cine votați și cu cine nu votați. Eu... Mă rog. Dacă mai aveți... Mulțumim. Scamit, nu o să fie PSD-ul ăsta și 5.
Ce vezi, că merg afacerile? Că merg bine. Dacă... Dar să știți că și dumneavoastră un merit în chestia asta, pentru că clasa politică ar trebui să avem ce merită, frate. Da? Și s-a întotdeauna.